Ăsta are selfie. Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. În acest video, oameni buni, am să vă explic celor care nu știți cum se asomează un vițel, un tăuraș. Observați, aici am un asomator. Aici am capsa 9x27 mm. Cum funcționează? Se desface asomatorul. Da. Se introduce această capsă. Această gaură, eu n-am să o bag deoarece nu este încă momentul să îl asomăm. Se montează înapoi prin înfiletare corpul asomatorului. Da? După ce am strâns bine, verificăm și de aici, și aici este pe filet. Aici avem această pârghie. Se armează. Deci este armat. Iar în momentul în care dumneavoastră duceți vițelul respectiv lângă un pom, îl legați de coarne. Asta în cazul în care are, dacă nu îl legați de gât bine, cu un lanț, nu cu oațică, cu lanț, da? Apoi veniți cu asomatorul deasupra ochilor puțin, o distanță de 5 cm, așa, puneți așa, puneți așa și în momentul în care sunteți pregătiți și el nu se mișcă, țineți foarte bine de pistol și apăsați clapeta. Fiind capsa în el, acum nu este așa cum am spus, fiind capsa în el, acea capsă va exploda praful din ea, iar de aici va ieși o tijă la lungimea asta care va străpunge osul și va ajunge la creier și va lua comenzile. Vițelul va pica jos, după care îi dați drumul la sânge la gât și toată operațiunea s-a terminat, să zic așa. Deci, deci, așa vine, da? Deci, așa. Pac! Și gata. Cam atât, oameni buni, și cu acest videoclip. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți toate cele bune. Numai bine, Doamne ajută. Deci, încă o dată, așa. Da? Sănătate!